Ion Lungu, primarul municipiului Reședință de Județ, a anunțat într-o conferință de presă că principala prioritate a primăriei Suceava este aceea de a asigura apă caldă pe timpul verii. Una din problemele cele mai importante pentru această perioadă este de a asigura funcționarea societății de termoficare. În acest sens, așa cum se știe, în cursul zilei de luni, am avut o discuție cu președinții asociațiilor de proprietari, având în vedere faptul că se înregistrează sume restante mari la termică de către populație, undeva la 212 miliarde, sumă care include debituri și penalități. Așa cum am mai spus, dacă discutăm factura cât se ridică pe un sezon sau pe un an la termică, este factura cu un an de zile în urmă. În aceste condiții, fac un apel din suflet la sucevenii de bună credință de a achita facturile la societatea de termoficare, în așa fel încât să putem asigura apa caldă pe toată perioada averii. Cel mai probabil, conform spuselor lui Lungu, primăria se va mai angaja la un credit pentru a se realiza acest lucru. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de mâine este un proiect de hotărâre în care primăria să garanteze un credit de 150 miliarde la termica, să putem pune bazele aprovizionării cu cărbune pentru iarna viitoare și, așa cum am mai spus, în sezonul rece 2011-2012, primăria municipiului Suceava a achitat suma de 160 de miliarde de lei vechi. Încă o dată fac un apel de suflet la suceveni să facă un efort în această perioadă de vară, să ajungem cât de cât cu plata la zi la termica pentru a putea asigura căldura și apa caldă. De asemenea, noi am trimis câte o adresă la fiecare societate, la fiecare asociație de proprietari, având în vedere faptul că este o hotărâre de Consiliu Local în acest sens, să achite proporțional plățile la toți operatorii, la toate unitățile care le dau utilități, le furnizează utilități. Deci este hotărârea de Consiliu Local 231 din 25 ianuarie 2008, articolul 57, care prevede că asociațiile proprietari sunt obligate să achite facturile furnizorilor de servicii proporțional cu încasările efectuate, evitându-se achitarea totală a serviciilor unor furnizori în detrimentul celorlalți. Lucru care astăzi se întâmplă la termica, având în vedere faptul că nu am văzut nicio factură restantă la Ion Gaz sau la Ion Energie sau la alți furnizori, sigur mai sunt la ACET, la alte societăți ale primăriei, trebuie să înțeleagă și la asociațiile proprietari că este necesar să achite proporțional acești bani și vom face verificări și vom face presiuni în perioada următoare din acest punct de vedere. Una peste alta, după programe nenumărate prin care Suceava a fost un șantier și după mai multe declarații prin care s-a anunțat că nu se vor mai face săpături în Suceava, se pare că în lunile următoare vom avea din nou drumuri sparte și cel mai probabil acoperite așa cum suntem deja obișnuiți. În cursul zilei de ieri am aprobat programul de reparații pentru această vară la termica. Este vorba de un număr de 22 de intervenții în toate cartierele din oraș, începând cu 8 în Georgenescu, Zamca, zona centru, Vârdujeni, sunt intervenții punctuale în ideea de a crește gradul de, calitatea serviciilor prestate. Sunt multe cazuri în care oamenii reclamă că nu ajunge apa caldă la timp sau trebuie să lase robinetul pornit și la început 5 minute curge apă rece după care vine apa caldă. Sunt probleme punctuale, o parte din ele le vom rezolva în această vară, plus o bucată de magistrală de 30 de metri care trebuie înlocuită undeva în spate la Rom Control, în zona Mărășești-Zamca, pentru că este risc de avarie pe timp de iarnă și prin această magistrală sunt afectate mai multe cartiere, în care zona Arini, zona George Enescu, zona Zamca, Mărășești. Deci vor fi întreruperi punctuale de o săptămână, două, în anumite zone, în așa fel încât să putem face aceste lucrări. Lucrările sunt programate a fi demarate începând cu data de 1 august. Ne dorim ca până la începutul lunii septembrie, când copiii vor merge la școală, să avem finalizate aceste întreruperi locale de furnizare a apei calde. Deci, șantierul Suceava continuă.